dascăli. Permiteți-mi să vă aduc sincere felicitări din partea Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului, sănătate, prosperitate vouă celor care ne sunteți atât de dragi inimii noastre, celor care sunteți atât de importanți pentru societate. Vă aducem cu minte de mulțumire pentru munca imensă pe care o depuneți pe tărâmul educației. An de an, știți să ne creați un univers în care ne regăsim. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Veți fi și veți rămâne mereu în inimile noastre. Mulțumim! Iar acum un număr noi în miniatură din partea Facultății de Științe Reale și Economice ale Mediului. Facultății Științele, Educației, Psihologie și Arte vin cu o felicitare către stimații profesori. Vă adresăm cele mai sincere felicitări cu ocazia zilei profesionale a cadrelor didactice. Vă urăm sănătate, prosperitate, verticalitate și inspirație pentru a ghida tinerii în lumea cunoștințelor. Fie-vă sufletul o oază nemărginită de lumină și dragoste, generator permanent de energie și creativitate. Vă dorim din suflet să aveți parte de respectul și recunoștința studenților pe care le meritați din plin. Din partea studenților Facultății Științele, Educație, Psihologie și Arte, invităm în scenă studentul anului 2, Alexei Codreanu, cu o dedicație muzicală pentru scumpii profesori. Sărbători,
felicitare din partea Facultății de Drept și Științe Sociale, care vă urează multă, multă sănătate, multă fericire, multe realizări frumoase în tot ceea ce faceți. Venim cu un mesaj de felicitare și de mulțumire pentru efortul depus de dumneavoastră în a deveni oameni competenți și adevărați profesioniști în domeniu. Scumpii noștri profesori, iată și toamna a pășit primii pași peste meleagurile noastre, aducându-ne o mulțime de sărbători. Una din cele mai frumoase este Ziua Profesorilor. Vreau să mă închin în fața dumneavoastră și să vă doresc multă sănătate, multă răbdare, multă fericire, o mulțime de victorii pe tărâmul academic și tot cel mai bun se îndeplinească. Mulți ani și fericire! O felicitare muzicală se invită în scenă Mărina Moldovan și Anton Pânzaru. Thank you.
Ca o rază de lumină
ce se lasă, casa și fereastră nouă. Viață, soră, viață, dacă aș avea putere, mi-aș întoarce iarăși tinerețea și mai mult nimic n-aș cere. Viață, soră, viață, dacă aș avea putere, mi-aș întoarce iarăși tinerețea și mai mult nimic n-aș cere. Cu mesaj de felicitare din partea Facultății de Litere.